Rugăciunea nu obosește, ci aduce pace și liniște, așa cum simte un copil în brațele mamei sale. Dacă cineva ar observa câțiva călugări rugându-se, ar putea gândi că sunt precum copiii. Unii dintre ei sunt precum copiii care aleargă către tată, trăgând de haina sa și rugându-l. Eu nu știu cum, dar tu trebuie să faci asta pentru mine. Dintr-un anumit punct de vedere, asemenea oameni ar putea fi considerați nefolositori. De ce? Pentru că ei nu pot munci. Trupurile lor sunt ca paralizate, iar oasele lor sunt înțepenite ca niște lumânări. Ei nu sunt în stare să se miște. Când dragostea lui Dumnezeu se revarsă asupra unui om din belșug, sfârșește prin a-l topi.